Până acum, pugiliștii din Piatra Neamț făceau parte din cadrul fundației Boxul Nemțean, însă la concursurile oficiale reprezentau clubul SC Bacău. Datorită eforturilor făcute de antrenorul Gabi Câmpescu, această disciplină sportivă, care de-a lungul anilor a dat mai mulți sportivi de valoare, va avea un club propriu care va fi condus de Vili Cimpoieșu. Pentru cei care practică boxul în Piatra Neamț, am obținut în acest an o locație care o vom transforma în sală de box. Deci este vorba despre o centrală termică dezafectată. Am reușit să o concesionăm de la Primăria Piatra Neamț, bineînțeles cu sprijinul primăriei și a Consiliului Local, și o vom transforma într-o sală de sport, implicit în sală de box. Noi sperăm să putem intra până în iarnă, deci partea de igienizare să o finalizăm până în iarnă, rămânând ca pe parcursul anului viitor să facem alte dotări și reamenajări. De asemenea, Gabi Câmpescu a primit ajutor din partea primăriei Piatra Neamț pentru a-și desfășura antrenamentele într-o sală propice pentru acest sport. Astfel se vor începe lucrările de modernizare într-o fostă centrală tehnică dezafectată în cartierul precistat vis-a-vis de școala numărul 10. Am demarat procedura de înființare a clubului de box în Piatra Neamț, pentru că până acum noi participăm în competiții cu boxeri legitimați la clubul de box din Bacău, iar finanțarea o obținem prin Fundația Boxul Nemțean. Deci, Vali Cimpoieșu va fi președintele clubului de box și a fost și este un sponsor al Fundației Boxul Nemțean. Și Consiliul Județean, prin reprezentantul Gabriel Pavel, vrea să se implice în amenajarea noii săli de box. Aș vrea, dacă se poate, să apelăm și la alte surse de finanțare ca această sală să se termine mai repede, să fie dotată corespunzător, pentru că în Piatra Neamț se poate face performanță, putem să dezmorțim un pic tineretul, mai ales că este și un mijloc de a face și o publicitate turistică a zonei, care este foarte frumoasă. Bineînțeles că trebuie să-i susținem și pe toți cei care sunt alături de sport și să încercăm să-i ajutăm și din punct de vedere material, nu numai cu vorbe și încurajări. De aceea, zic eu că ar trebui să apelăm chiar și la Consiliul Județean să intervină cu unele posibilități pentru a face mai repede această amenajare a sălii și să-i dea tot ce trebuie acolo pentru a se putea face performanță.